20. Avem și o veste foarte bună. Faptul că marți e moțiunea de cenzură e o veste bună, înseamnă că în conformitate cu Constituția anul ăsta nu mai pot face altă moțiune și puteți să ne apucăm de treabă și să pierdem mai puțin timp cu politica inutilă prin Parlament, cu moțiuni de cenzură. Înseamnă că cel puțin până în februarie putem să ne atingem toate obiectivele pentru anul ăsta și sunt mulțumesc tuturor parlamentarilor coaliției pentru sprijin, însă vom avea nevoie de sprijinul lor mai departe pentru adoptarea tuturor legilor importante pe care le avem pentru acest an.